sunt administratorul firmei Sece Agrobilan, SRL, cu sediu în comuna Cenad și administrez o suprafață de 2600 de hectare, teritorial ca areal pe comuna Cenad, Dudești, Dudești Vechi și Sân Nicolae Mare. Dețin o fermă agricolă poziționată la ieșirea din țară, adică pot să spun ultima fermă pe partea dreaptă, și administrez niște terenuri cu potențial de producție de medie fertilitate, cu care am reușit în ultimii ani să le punem în valoare, aerându-le, și am reușit să ridicăm producțiile medii gradual anual, în afară de 2-3 ani în care, climateric vorbind, s-a produs o secetă pedologică teribilă și ne-a afectat teribil. În rest, anul ăsta se prezintă un an bun, din perspectiva mea, ne vorbim de prețuri și de vânzări, dar ce prețuri sunt deocamdată materia primă pe care o producem noi. În toamna anului trecut, început de septembrie, am cultivat 723 de hectare de rapiță în cadrul firmei, așezată într-un asolament cu suprafețe de medie fertilitate, cum spun eu, și în anumite zone aluvionare, care deținem undeva la 30% din suprafața comunei, e deținută în Lunca Mureșului, unde suprafețele sunt cu terenuri mai nisipoare, mai ușoare, mai permeabile, unde e nevoie de mai multă apă. Și a fost un an în care rapița a fost, bineînțeles, controlată, fungic, și ocupându-ne de ea, a oferit un potențial, zic, bun pentru zona noastră. E singura cultură care încă n-am încheiat grâu, dar cultura care oferă satisfacții chiar financiare, depășind costurile. În urma experiențelor din ani de zile, îți poți alege niște hibrizi. Dar de obicei, hibrizii noi care vin, totdeauna au un plus față de hibrizii trecuți, dacă merg pe aceleași linii, pe aceleași linii genetice mă refer. Eu am avut 5 hibrizi semănați pe 700 și ceva, predominând în jur de 500 de hectare din 700 de la Corteva. Am avut 2 hibrizi, 298 și PT303, pe care l-am urmărit și am văzut într-adevăr rezistența lui, la, în special la sclerotinia. Se vede în special și după ce recoltez cultura, că o vezi verde, nu rămân scleroți mulți în sol. Tratamentul cu Lumiposa ne-a oferit o satisfacție, fiindcă tratamentul făcut cu Lumiposa îți oferă o protecție teribilă în primele faze de dezvoltare. În anumite țări nu mai există un control nici cu insecticide, cu Lumiposa. Așa atacuri sunt, în special în Franța am auzit, sunt atacuri foarte masive de insecte, distrugând culturi întregi de rapiță. Fiindcă asolamentul la rapiță nu se mai prea respectă. În ultimii ani, oleaginoasele, având un preț mai bun decât cerealele, în special cereale păioase și prășitoare, fermierii caută să cultive o parte mai însemnată din fermă cu rapiță și cu floare, și o floare oferind o satisfacție, fiindcă e mult mai rezistentă la secetă. Și normal că apar bolile, și dacă apar bolile, avem nevoie de hibrizi care au o rezistență genetică la anumite boli. De exemplu, sclerotina e o boală foarte gravă, odată instalată în sol cu foarte mulți scleroți, normal nu mai poți să cultivi rapiță, floare, soia, destul de mulți ani. La rapiță, producțiile în ferma noastră a fost foarte bune față de anii trecuți, datorită factorului climateric și a intervențiilor noastre, a factorului uman, care duce undeva la 20%, restul le face divinitatea, Dumnezeu. La mine în fermă am făcut, având 523 de hectare de hibrizi de la Corteva și 222 de hectare de alți hibrizi de la 3 firme, am avut producții, de exemplu, pe PT303 au avut producții de 4.312 media, vorbesc, nu mă refer la lanuri individuale, pe 298 erau mai scăzute cu 160 de kilograme. În orice caz, hibrizii, cei 2 hibrizi pe care am ales de mai mulți hibrizi anul trecut, de la Corteva, mi-au oferit satisfacție. Unul are potențial de
producție mai mare decât celălalt, în schimb celălalt îl poți lăsa mult mai târziu să recoltezi, fiindcă nu se scutură. Deci are o rezistență teribilă la nivelul silicvei. Plus, se oferă și tratamentul de insecticid, care normal acum costă undeva la 250 de lei. Și dacă îl faci în interiorul fermei, noi nu mai avem derogări pentru a interveni cu insecticid de la nivelul seminței, dar oricum când îl făceam în fermă, nu reușeam, adică calitatea aplicării lui e deficitară. Noi credem că în același timp facem o spălare a fungicidului așezată la nivelul bobului. Deci aplicarea lui trebuia să fie făcută cu niște aparate foarte speciale, chiar drajată sămânța să apară. O să cultiv 303 și cei doi hibrizi noi, care sunt sigur că sunt buni, fiindcă genetica nouă ce vine e clar mai bună, fiindcă cercetarea caută să înnobileze fiecare hibrid. Corteva e o firmă foarte puternică la nivel planetar. Sunt sigur, are oameni foarte buni, își permite să aibă oameni foarte buni și normal că oferă soluții, nu numai ca semințe, soluții și ca și substanțe foarte bune, de nouă generație, substanțe care apar cumva la momentul oportun, când în piață nu mai există alte arme, alte substanțe de la firmele respective. Fiindcă dispar. Ei vin întotdeauna cu un înlocuitor. Eu aici, în vest, noi, cel puțin noi din vestul extrem, pot să spun că colaborarea noastră cu oamenii care reprezintă firma Corteva pe zonă e mai mult decât o relație profesională. Eu, cel puțin, și prietenii mei, avem satisfacția să avem oameni cu adevărat prieteni alături de noi. Oameni transparenți, oameni care sunt în orice moment alături de noi. Nici măcar nu intuiesc de multe ori să sun că e lângă mine și alături de mine să intervină. Și am avut numai satisfacții, datorită calității umane și profesionale, bineînțeles.